I-am vizionat destul de bine, destul de mult. Am văzut 3 meciuri de ale lor. Nu sunt o echipă rea, au jucători buni care chiar au activat și în prima Liga Germaniei. Știm ce joc practică, suntem foarte pregătiți. Am venit aici în primul rând să încercăm să închidem această calificare în felul următor de la primul meci. Ne dorim foarte mult acest lucru, trebuie să-i tratăm ca pe orice altă echipă, să ne facem treaba, să fim 100% și sper să nu avem probleme. Sala din Dâvele și ne așteptăm ca mâine să nu fie un meci deloc simplu. Motivele sunt clare, și-au dorit să joace 2 meciuri la Turda. Și de câte am înțeles, toate biletele s-au vândut pentru meci. Noi am vizionat 3 sau 4 meciuri. Sunt o echipă bună, care a eliminat Dudelan și într-o prezentă 2 victorii consecutive, dar nu avem mare încredere, fiindcă nu suntem toți, nu avem accidentați și atunci suntem, o să zic că suntem o forță. Ne-am dorit ca mâine să scoatem un rezultat bun, fiindcă săptămâna viitoare este săptămână încărcată. Avem etapa de la Făgăraș, care după cum știm au avut victorie contra Stelei săptămâna trecută acasă. A fost un meci foarte bun la Minaur Baia Mare, până pe final au condus și de aceea ne dorim ca să plecăm acasă cu rezultat bun și dacă se poate. Credem că este vorba despre un adversar bun, un adversar foarte bine echilibrat pe posturi. Au avut un succes major calificându-se la campionatul european letonii cu naționala lor și pe fondul acestei ascensiuni a echipei naționale și-au întâlnit foarte bine și echipele de club unde acești jucători ai naționalei evoluează. Au adus din Germania 2 jucători exponențiali ai naționalei lor, pe postul de inter stânga, pe Jurș și pe centrul echipei. Cred eu că va fi un joc pe care el vor desfășura în viteză, vor încerca să profite de schimbările pe care noi le facem pe apărare și vor încerca să vină pe faza a doua, să repună rapid. Ne-am pregătit pentru aceste aspecte, cred că va fi un meci echilibrat mâine, aici într-o sală care se anunță a fi arhiplină, nu mai există niciun bilet de vânzare, din câte am înțeles de la gazdele noastre. Așteptările pe care le avem de la acest meci sunt de a ne face jocul propriu, de a ne face jocul în așa fel încât să reușim să impunem noi ritmul. Avem experiența necesară ca să putem realiza asta și dacă avem și concentrarea și dedicarea băieților, cred eu că sunt celelalte ingrediente care pot aduce reușita acestui plan pe care l-avem aportat la meciul de mâine. Ne așteptăm să fie un meci pe care să nu-l câștigăm din start, dar pe care ne dorim să-l câștigăm în partea a doua lui cu puterea de grup pe care o avem și omogenitatea echipei noastre.